Carnea de miel pentru sărbătorile pascale ar putea fi asigurată în totalitate din producție internă, sus infermierii. Costul acesta este singura condiție pentru ca de pe masa românilor să dispară importurile. Dacă prețul rămâne la fel ca anul trecut, oierii români își pot vinde marfa liniștiți. Carnea de miel va fi la mare căutare în perioada următoare. În schimb, crescătorii se tem că vor rămâne cu animalele nevândute, deși necesarul țării poate fi acoperit integral din producția locală. De ce? Din cauza prețului oferit de cumpărătorii străini, acesta fiind din ce în ce mai mic. În ceea ce privește consumul românilor, acesta se rezumă doar la perioada pascală, în rest, mielul nu este la mare căutare. De asemenea, fermierii susțin că străinii o pot cumpăra ieftin din țara noastră, unde se va reîntoarce sub formă de carcasă sau preparate, iar produsele se vor găsi pe rafturile supermarketurilor la prețuri mult mai mari. În ultimii ani, carnea de miel a fost într-un picaj prețul cărnii de miel. De aceea, foarte mulți vor să își vândă animalele, vor să scape de ele, vor să le dea cu orice preț. Am doi din asociație care și-au dat oile fără bani. Unul este medic veterinar și a zis, domnule, nu mai pot, le-am vândut și m-am înțeles cu cumpărătorul să mi le plătească anul viitor. Vă dați seama cât de disperați sunt oamenii aceștia.